Povestitul Misa, că în Olănești, este satul Tisa, sat ca în povești. La poalele munților Buila stă cuibărit satul Tisa, localitate aflată la 3 km de băile Olănești. Intrarea pe traseul către acest sat se face dinspre izvoarele 8-13 din Olănești, de unde drumul începe cu un urcuș susținut prin pădure. Satul este așezat pe dealul Tisei, la peste 700 de metri altitudine. Prima zăpadă din acest an a acoperit satul și l-a scufundat în mister, ceea ce te îmbie la o călătorie într-o lume de basm. O luăm la stânga spre cătunul Tisa, luăm și ceva pe de la izvoare și mai discutăm prin pădure tehnici de urcare, de coborâri, de supraviețuire. O să batem și la porțile oamenilor, să vedem dacă ne deschide cineva. Poate stăm și la un foc de la sub, așa, o povești la gura sobei, dar haideți! În sat mai există doar câteva zeci de familii. Căsuțele vechi, cum numai în cărțile de povești mai poți să vezi, adormite sub stratul gros, dar pufos, de nea, respiră prin coșurile de fum. Streșinile sunt împodobite cu ghirlande de gheață care strălucesc în razele blânde ale soarelui. Căpițele de fân și-au pus și ele cojoc călduros de iarnă, din prima zăpadă căzută anul acesta. Vă întreb și acum, cât v-ar costa să veniți din Vâlcea până la Olănești să urcați aici la Tisa? Într-o sâmbătă, într-o duminică, alături de cei mici. Uitați-vă, eu splendoare, dacă vara există splendoare în iarbă, iarna există splendoare în zăpadă. Ceea ce puțină lume știe este că Tisa este singurul sat din țară cu un eliport pe care însă nu a aterizat niciun elicopter. Acum oamenii locului au transformat pista în teren de fotbal.